Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Întrebări și răspunsuri. Extraterestri sau oameni? Hobiții au existat cu adevărat acum 12.000 de ani. Dovezi că mai trăiesc și azi. Se spune că piticii, acele ființe umanoide de dimensiuni mici cu ochi strălucitori și bărblungi, care se rășulesc sub pământ sau în păduri, sunt făpturi imaginare. Însă apariția lor frecventă în legendele, basmele și poveștile tuturor țărilor de pe toate continentele duce cu gândul la ideea că ei ar exista sau ar fi existat cu adevărat. Descoperirile din ultimele decenii dau naștere unei întrebări inedite. Sunt piticii o altă specie umană sau ființe ce aparțin unei alte civilizații? Hobiții din Indonezia. În Oceanul Indian, între două continente, Asia și Australia, de-a lungul ecuatorului, se înșiră ca o salbă de smaralde cea mai mare țară arhipelag din lume, Indonezia. Pe unul din miile de insule, pe Flores, trăiau odată niște oameni micuți cu o înfățișare stranie care vânau elefanți pitici și șobolani giganți. Această relatare pare desprinsă dintr-o poveste pentru copii. În realitate nu este așa. În anul 2003, o echipă de arheologi anunța cea mai spectaculoasă descoperire antropologică din ultimii ani, care ar putea schimba complet viziunea asupra istoriei evoluției umane, scrie formula AS. În timpul săpăturilor din peștera calcaroasă Liangboa de pe insula Flores, cercetătorii au găsit scheletul bine conservat al unei ființe umane similare ca dimensiuni cu piticii din povești, de aproximativ 90 de centimetri înălțime. Știrea a agitat întreaga lume științifică, mai ales că arheologii au scos la iveală scheletele parțiale a 9 indivizi din aceeași specie. Piticii, despre care se credea că trăiesc numai în povești, acum făceau parte din realitate. Hobiții din celebrul film Stăpânul Inelelor au existat cu adevărat pe această insulă și au trăit în urmă cu aproximativ 12.000 de ani. Descoperirea care ar fi trebuit să facă lumină nu a făcut decât să adâncească misterul. Acești hominizi, denumiți Homo floresiensis, cu creierul de mărimea unui grapefruit și înalți de aproape un metru, au trăit până relativ recent, probabil în paralel cu Homo sapiens, și au dispărut în urma unei catastrofale erupții vulcanice. Lângă scheletele lor au fost descoperite mai multe unelte din piatră și oasele unor specii de elefanți pigmei, pe care se pare că hobiții i-ar fi vânat. Studiul acestor rămășițe a stârnit o controversă științifică la nivel internațional. Unii cercetători susțin că Homo floresiensis nu este decât un Homo erectus degenerat, liliputanizat datorită lipsei de hrană de pe insula prea puțin încăpătoare. Însă alți savanți afirmă că e o altă specie de oameni distinctă. Este vorba de hominiduri cu cele mai extreme caracteristici descoperite vreodată, declara Robert Foley, profesor doctor în antropologie la Universitatea Cambridge. Astfel, descoperirea din Flores a aruncat în aer credința în unicitatea speciei umane pe Terra și a zdruncinat ideea că piticii existau doar în povești. De altfel, în folclorul de pe insula indoneziană se face referire la un popor legendar numit Ebu Gogo. Niște ființe sălbatice de dimensiuni liliputane, acoperite cu păr, care trăiau doar în peșteri și se ferau de oameni, întâmplător sau nu. Indonezia este unicul loc din lume în care se spune că trăiește o ființă similară cu Bigfoot, însă de dimensiuni reduse, numită Orang Pendek, în indoneziană persoană de statură mică sau Littlefoot. Această creatură a fost descrisă ca având o înălțime între 80 și 150 de centimetri, bipedă foarte puternică, acoperită cu păr. Prezența acestor ființe în insula Sumatra din vestul Indoneziei a fost confirmată în special în ultimul secol atât de localnici cât și de coloniști europeni. Mai nou, această teorie a atras și atenția oamenilor de știință. Astfel, din anii 90 a fost demarat proiectul Orang Pendek, în cadrul căruia antropologii britanici Debbie Marty și Jeremy Holden încearcă să descopere urme ale existenței piticilor. Amândoi afirmă că ar fi văzut personal aceste ființe enigmatice, însă până acum relatările lor nu sunt susținute de dovezi. Oare între Orang Pendek și Homo floresiensis există o legătură? E posibil ca cel din urmă să fi fugit din calea cumplite erupții vulcanice și să se fi retras în adâncul junglei indoneziene, supraviețuind astfel până în zilele noastre? Descoperirile din Indonezia nu au fost însă singulare. În provincia turcă, Capadocia, arheologii au găsit un întreg oraș subteran organizat pe 20 de nivele, interconectate printr-un sistem extins de pasaje cu puțuri de aerisire, cu vetre de foc pentru încălzire și sonde pentru stocarea apei.
Straniu este că aceste camere și tuneluri sunt atât de mici și înguste că numai un copil s-ar putea descurca prin ele cu ușurință. Deși nu au descoperit încă rămășițele locuitorilor orașului subpământean, oamenii de știință susțin că populația acestuia ar fi avut cel mult 1,5 metri. Cu alte cuvinte, erau pitici și trăiau izolați de oameni, lucru demonstrat prin faptul că adăpostul lor era camuflat în așa fel încât nu putea fi văzut de la suprafață. Dar de ce se ascundeau rămâne un mister. Cea mai plauzibilă teorie ar fi aceea că poporul subpământean s-ar fi apărat astfel de oamenii de la suprafață mult mai puternici decât el. Cercetările arheologice din ultimele decenii au demonstrat faptul că asemenea construcții subterane se găsesc în mai multe colțuri ale lumii. Astfel, străvechile mituri despre gnomi, pitici sau omuleți ce trăiesc sub pământ au găsit în sfârșit o susținere științifică. Pigmeii reprezintă grupurile etnice care trăiesc în general în Africa și se caracterizează prin faptul că înălțimea lor nu depășește 1,5 metri. Termenul pigmeu este de origine greacă și semnifică o unitate de măsură a lungimii de la cot la degete. În mitologia greacă, pigmeii erau un trip de pitici descriși de Homer, despre care se spune că ar fi trăit în India și în sudul Etiopiei de azi. Conform cercetătorilor, pe Terra există triburi de pigmei încă necunoscute, cele mai multe în Africa, Australia și Oceania. De-a lungul anilor, au existat mai multe relatări ale oamenilor de știință în care se povestea despre întâlniri stranii cu oameni micuți. În 1958, exploratorul australian Steve Hunter a povestit într-o conferință de presă ținută la Naipidav, capitala Birmaniei, despre experiența sa neobișnuită trăită cu 2 săptămâni în urmă. Se afla în apropierea localității Putao, la granița dintre China și Birmania, când a observat câteva maimuțe de dimensiuni mici care zărindu-l s-au furișat cu agilitate în desișul pădurii. Intrigat, Hunter a încercat să le urmărească, dar asupra lui, din toate părțile, a început să cadă o ploaie de sulițe mici și ascuțite. Ochelarii s-au spart și exploratorul a căzut la pământ rănindu-se la mâini și la picioare. În acel moment, atacul s-a oprit și Hunter a reușit să culeagă de pe jos, drept trofeu, mai multe sulițe cu vârfuri din piatră, care ulterior i-au servit drept dovadă. Conform spuselor sale, atacatorii nu erau maimuțe, cum crezuse inițial, ci niște ființe strani, cu o statură în jur de 30 de centimetri, inteligente și foarte agile. Surprinzător, micile creaturi aveau legate în jurul coapselor niște fâșii ce păreau din piele de animal pentru a le acoperi organele sexuale. Și mai fantastică pare experiența pilotului sovietic Vasilie Gorov, desprinsă parcă din povestirea lui Jonathan Swift, Gulliver în Țara Piticilor. În august 1945, în timpul ostilităților declanșate de armata sovietică împotriva Imperiului Japonez, avionul de vânătoare pilotat de Vasilie Gorov a fost doborât de către forțele antiaeriene nipone pe teritoriul Manciuriei. Locotenentul Egorov a reușit să se catapulteze la timp din aparatul în flăcări, parașutându-se într-o dumbravă. Spre norocul său, căzuse la 200 de kilometri de linia frontului, departe de forțele inamice, dar la mare distanță și de cei ce ar fi putut să-l salveze. După toate probabilitățile, în urma impactului cu solul, Egorov a suferit o comoție cerebrală nu foarte gravă. Conform spuselor sale ulterioare, s-a trezit cu sentimentul ciudat că mâinile și picioarele nu-l mai ascultă. Ridicându-și capul, și-a văzut corpul înfășurat cu o bandă transparentă lată de un deget, de parcă ar fi fost învăluit în plasa unui peianjen uriaș. Se afla cu siguranță într-o peșteră sau într-o temniță subterană, căci nu se zărea nici măcar o rază de soare. În jurul său erau mai multe făclii și în lumina lor, ofițerul sovietic a început să întrezărească acum de după pietre, își fac apariția niște ființe micuțe, parcă niște maimuțele, doar că erau îmbrăcate și în mâini țineau un fel de săbi. Înălțimea lor nu depășea 45 de centimetri. Ce fel de oameni pot fi aceștia? S-a întrebat Vasilie Gorov. S-a străduit să se ridice pentru a încerca să le explice că nu are deloc intenții rele și că ar trebui să fie eliberat. Însă în câteva clipe, capul i-a devenit foarte greu și pilotul a căzut din nou într-o stare de letargie în care nu știe cât timp a rămas. După o perioadă, aviatorul Egorov a apărut în mod straniu iarăși la suprafața pământului. A fost găsit pe un izlaz de niște păstori mongoli, extrem de slăbit, palid la față, mai mult mort decât viu. Îngâna ceva greu de deslușit în limba rusă, așa că păstorii l-au dus într-o tabără de geologi sovietici care se afla în preajmă. În scurt timp a fost transportat la Moscova și au început cercetările asupra identității lui. După mai multe verificări, armata a confirmat spusele ofițerului. Într-adevăr, acesta era pilotul Vasilie Gorov, însă el fusese declarat dispărut în misiune și chiar decorat post-mortem.
iar povestea aviatorului despre piticii care l-au ținut-o static și despre tunelul subpământean era de necrezut. Medicii au stabilit că probabil în urma accidentului aviatic pilotul suferise leziuni craniene care i-au produs pierderi de memorie și halucinații. O ipoteză plauzibilă, într-adevăr, numai că din momentul când se prăbușise și până a fost descoperit trecuseră 14 ani. Pentru că ofițerul se plângea în continuare de dureri cumplite de cap, s-a făcut o radiografie craniană. Doctorii au constatat uimiți că în partea occipitală a craniului pacientul prezenta urmele unei trepanații. Cicatricea în formă de triunghi avea marginile foarte nete, de semn că aceasta nu provenea de la o lovitură, ci categoric fusese lăsată de inciza unui bisturiu. Tot o astfel de deschidere în oasele capului în formă triunghiulară s-a descoperit și pe un craniu găsit în satul Vlasovska, lângă orașul Gribanovski, regiunea Voronești, din sud-estul Rusiei. Zona e renumită printre arheologi pentru sutele de mobile funerare străvechi create de popoarele migratoare în secolele 2-3 după Hristos. Mai mult decât atât, aceasta este o regiune a misterelor, dar prin faptul că aici trăiau încă din secolul 8 magi, vrăjitori și preoți păgâni. Artefactele lor ritualice au fost descoperite și sunt studiate de oamenii de știință ruși. În 1985, aici, în stepa împădurită de pe Don, în timpul lucrărilor arheologice, sub una din movilele funerare, cercetătorii au descoperit un labirint cu ramificații multiple, cu puțuri adânci, pereți nete, multe capcane și fundături, special create pentru derutarea sau anihilarea unui intrus. Descoperirea a creat stupoare. Nu numai că era primul labirint subteran descoperit în Rusia, dar era unul cu totul aparte, fiind săpat. După toate aparențele, de către un trip de pitici. Înălțimea tunelului era de maximum un metru, iar lățimea în jur de 80 de centimetri, ceea ce a făcut ca cercetarea să fie deosebit de dificilă. În mod straniu, pereții și podeaua erau atât de bine șlefuite, încât păreau ca de sticlă. Din loc în loc, în niște nișe special create, s-au găsit păclii care odată fuseseră folosite pentru iluminat. Dar surpriza cea mare a apărut în centrul labirintului, unde s-a descoperit un craniu uman cu urmele clare ale unei trepanații în formă de triunghi, cu margini perfect netede. Aceeași urmă de operație chirurgicală se afla și pe craniul aviatorului Egorov. Toate descoperirile din tunel dovedeau că piticii subpământeni ce locuiseră acolo dețineau cunoștințe superioare de medicină, chimie, tehnologie și construcții. Dar ce fel de ființe erau, de unde proveneau și unde dispăruseră, rămâne un mister până în ziua de azi. Povestea extraterestrului Alioșenca, care a tulburat comunitatea oamenilor de știință din întreaga lume, a început în vara anului 1996, lângă orașul Kistim din regiunea Chelyabinsk din Rusia. Tamara Prozvirina, o bătrână singură pe lume, obișnuia adesea să străbată cimitirul din localitate și să îngrijească mormintele, fără ca cineva să-i fi cerut acest lucru. Într-o noapte s-a trezit brusc din somn și a simțit dorința neobișnuită de a merge neîntârziat în cimitir. Aproape că a fugit până acolo, parcă mânată de o forță puternică. Imediat ce a intrat printre morminte, a dat cu ochii de cel care o chemase în miez de noapte, un omuleț ceva mai mare de o palmă cu ochii mari. Micuța ființă cu trăsături umanoidă de doar 29 de centimetri scâncea înduioșător și miloasa bătrânică l-a înfășat în broboada ei și l-a luat acasă. Convinsă că numai Dumnezeu i l-ar fi trimis, l-a îngrijit ca pe propriul copil, l-a hrănit, legănat și îmbăiat. Îl ținea înfășat ca pe un nou născut și spunea tuturor că îl va înfia. În curând tot satul vorbea despre Alioșenca, așa cum botezase femeia. Oamenii știau că bătrânica o ducea destul de greu, așa că au început să o viziteze mai des și să o ajute, fiecare cu ce putea, pentru a ușura traiul ei și al copilului. Conform relatărilor martorilor, Alioșenca nu avea organe genitale și nici ombilic. Capul semăna cu o cască și era format din patru plăci țuguiate în vârf. Avea ochii menși care nu se închideau niciodată, fără pupile și iris. Privirea lui exprima suferință. Toți cei care l-au văzut au rămas cu aceeași impresie, era clar că biata ființă se chinuia. În locul urechilor erau două orifice aproape insesizabile. Sub un nas ușor proeminent, avea o deschizătură mică pe post de gură cu doi dinți care categoric nu fusese concepută să primească alimente solide. Tocmai de aceea Tamara nu-l hrănise decât cu lichide, lapte îndulcit cu miere, ceai sau kvas, băutură răcoritoare populară la ruși. Trupul lui era alb lăptos, iar articulațiile aveau o structură diferită, ceea ce făcea ca mâinile și picioarele să fie mai flexibile decât cele ale oamenilor. După o perioadă, vecinii au observat că Tamara începe să se poarte nu tocmai normal și în scurt timp au constatat că biata bătrânică se scrântise de-a binele.
S-au gândit că misterioasa ființă pe care o adoptase avusese o influență nefastă asupra ei. Speriați oamenii au chemat medicii și Tamara Prosvirina a fost internată într-un spital de boli psihice. Degeaba încerca bătrâna să spună cadrelor medicale că în casă ei a rămas Alioșenca, care trebuie hrănit și că va muri, sigur. Medicii au considerat că povestea este doar o închipuire și că pacienta delirează, iar vecinii au crezut că odată cu Tamara fusese luată și ciudata făptură. Așa că abia după câteva săptămâni, când o rudă îndepărtată a intrat să aerisească locuința bătrânei, s-a aflat că Alioșenca rămăsese singur și că era deja mort și mumificat de-a binele. Astfel a ajuns Alioșenca în mâinile miliției. Drept mărturie sau declarațiile capitanului Evgeni Mochicev, cel care s-a ocupat inițial de acest caz șocant, și cele ale majorului Vladimir Bendlin, care a preluat ulterior dosarul. Când am văzut prima dată mumia, m-a lovit un sentiment extrem de straniu. Cu siguranță, ființa aceea nu era un avorton, așa cum vorbeau localnicii, afirmă majorul Bendlin. Pentru a-i se putea depista originea, creatura a fost supusă unui examen medical de către medicul legist din localitate, Stanislav Samoskin. În urma controlului, doctorul a declarat că ființa nu era nici de origine umană, nici animală. De fapt, el a fost primul care a rostit termenul extraterestru. Versiune susținută apoi de majoritatea martorilor. S-au realizat atunci mai multe serii de fotografii și un film, iar medicul a prelevat și conservat o mostră din țesutul ființei. În timp ce ancheta era în curs, cadavrul a dispărut în circumstanțe absolut strani. Medicul legist a declarat că el însuși a predat trupul unor cercetători care spuseseră că sunt trimiși de la Moscova să ridice mumia extraterestrului. Însă, ulterior, s-a constatat că Alioșenca nu era nici la Moscova. O făptură stranie dispărea în condiții la fel de strani. După câțiva ani, geneticienii ruși care au efectuat mai multe serii de investigații asupra mostrelor de ADN recoltate din cadavrul ființei, au ajuns la aceeași concluzie a doctorului Stanislav Samoskin. Mostrele de ADN nu corespund nici oamenilor, nici maimuțelor antropoide. În 2002, în revista Flying Saucer Review, dezbateri despre OZN-uri, apărea un articol cu imagini incredibile, o mumie a unei ființe perfect asemănătoare cu piticul din Kistim. Diferența era că această creatură fusese găsită moartă cu 20 de ani în urmă în statul insular Puerto Rico. Aproape întotdeauna când apar astfel de cazuri, oamenii de știință evită să facă declarații categorice. Totuși, referitor la dosarul piticilor, s-au emis două ipoteze. Prima este teoria conform căreia piticii reprezintă o ramură distinctă de Homo sapiens care s-a separat la începutul evoluției. Conform celei de-a doua ipoteze, originea piticilor este nepământeană, idee susținută de ufologi și reprezentanții științei alternative. Adevărul probabil nu se va afla niciodată. Poate pentru că oamenii de știință nu reușesc să dezlege acest mister sau concluziile lor sunt atât de tulburătoare încât nu vor fi făcute publice prea curând. Prieteni, mulțumindu-vă încă o dată pentru atenția cu care ne urmăriți, Cristian Alexandrescu vă spune ca de obicei pe curând.